Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu Mihai cu o pungă pe cap. Este, eu sincer vă zic, nu l-am văzut înainte să pornesc episodul. Acum s-a strecurat în spatele meu și când am văzut că are pungă pe cap, nu mi-a venit să cred. Mihai, ce-i cu tine? Ce-i cu tine, Mihai? Ți-e rușine să-ți arăți fața astăzi? Ha? M-am cenzurat, Adi. Bă, Mihai! Și zâmbesc. Bă, Mihai, arată-ne fața ta adevărat. Că n-am și o pungă. Adevărata fața lui Mihai. Tam, tam, tam. Asta era adevărata fața lui Mihai. Eu am de fapt un raton furăcios. Mihai e un raton furăcios. Bun. Înainte să pornim, vrem să vă mulțumim din suflet tuturor pentru toate like-urile pe care ne le-ați oferit data trecută. S-au strâns foarte, foarte multe și vă mulțumim tuturor pentru asta. Băi, ne-am luat și noi niște mașini. Uite, de exemplu, mașina pe care o am eu acum nu e o mașină nouă, dar e o mașină pe care eu n-am mai construit de ceva vreme și chiar arată bine, zic eu. Problema cu ea la mine e faptul că nu am faruri. Oh my god, pisica și-a pus o mască de pisică. Ok. Frate, dacă tot aveți măști, hai mă că mi-au și o mască. Mergeți cu mine la plajă să-mi iau o mască. Hai. Da, toată lumea să fie câte un animal. Eu trebuie să fiu șoricel, dar n-am de unde. Eu vreau să mă fac Pikachu, dar nu există. Pikachu, da, bravo. Șoricel, ceva apropiat de șoricel există la măști? Nici nu știu. Habar n-am, o să ne uităm. Ceva face Delivering the Rhino. Voi vedeți ce face ăla? Da, hai să plecăm ca să nu ne bubuie. Și și-au dat și Ghost, și-au dat Ghost, voi vedeți? Păi da, de ce aveți Ghost? E Ghost și e roșu pe hartă. Da, e dita mai roșu pe hartă și el și-a dat Ghost. Hai să fie sănătos. Oricum n-avem treabă cu el momentan. Noi mergem în treaba noastră la plajă. Pe timp de noapte, pentru că... De ce nu? Da. Ăla întreabă cine e modder, bravo. Moderator? Da, moderator. Da. E de la care... Știi care e faza? Că ăștia care întreabă sunt ăștia care vor bani. Știi, cam asta e. Când vezi până când întreabă chestia să cere bani de obicei. De parcă i-ar da ceva, știi. Bă, mai sunt unii care, dar în general nu îți dă nimeni nimic. Nu îți dă nimeni că n-au voie. N-au voie. Ar fi așa. Bine, și ei sunt banați. Auleu. Așa, bun. Hai să vedem ce mască îmi găsesc eu. Deci, Mihai e raton. Sau ai sacoșa aia pe cap? Momentan n-am nimic, mă hotăresc acolo, că ai zis că vrei animal, deci... Ok, animal. Tu ești furăciosul, Mihai. Și da, 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 tu ești tif, ești hoț, adică, nu? Și da, se potrivește. Bun, poți să-mi iau cățel, poți să-mi iau unicorn. Vreau să găsesc un doge. Chiar, frate, un doge, de ce nu este în joc doge? Raton, buvniță, vulpe, porc, maimuță, sau nimic, gen... Poți să-mi iau un pug de ăla. Pug, lol. Cum arată? Cum e pug-ul ăla lui PewDiePie? Așa arată, nu? Black and tan, uite ăsta. Ăla negru. Black pug. Nu e așa? Parcă are și un pic de... Grey pug? Nu, uite, nu, când ai să termine, să vezi la mine. Pug. Eu cred că așa mi-l las. Cum e ăsta lui PewDiePie? Ceva în genul. Fațări. Putem să ne facem o poză. Da, dar vezi să nu vină ăla cu tank-ul în coace. Sper că nu vine, nu? Da, și eu spus să nu vine. Da, uite, se duce în partea aia. Faza e că ei și-au dat hide de pe hartă și tot îi vedem. Oare ei ne văd pe noi când facem mașini și ne dăm hide? Nu. Nu cred că ne văd, nu? Nu, bă, ăla e de misiune de server, de sesiune. Da. Ah, cred că de asta. Ai venit amândoi aici, unul într-o parte, unul într-o parte. Așa, și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA Online și vă mai doriți episoade în fiecare seară. Eu zic că e o serie care chiar merită. Tu te bădeai și mai fă prostii. Și vină și tu într-o parte. Hai Mihai, ți-ai ales? Așa. Hai, ratonul furăciosul. La, și pune sacoșa aia pe cap. Ha, mă, puneți-mă animal, Mihai, animal trebuie. În seara asta suntem niște animale. Așa. Bă, se potrivește cu costumul, să știi. A, frumos? Gata. Ai făcut poză, bravo. Hai să mergem. Așa, și acum că avem astea, va trebui să mergem, voi mai țineți minte că aveam de luat încă o mașină să o furăm. Da. Dar n-am organizația făcută, hai să vedem. Trebuie să facem organizația. Trebuie să mai furăm o mașină ca să avem 3, că după aia să putem să le ducem mai pe viitor. Dar trebuie să vă dau o invitație Max. În organizație, da? Max, ia vină să vezi ce-am găsit. Ce-ai găsit? Încă să vezi ce-am găsit. Dacă nu știu unde... A luat o fetiță, cred. Nu, dă-te jos din mașină. Ce? Vină la ce-ai, geam. Ce-ai găsit? A?
Vin aici la geam unde sunt eu. Da, ia să văd. Uite-te pe geam. Da? Aaaa! Pe bune? Uite ce am găsit. Uite ce am găsit. Ce părere ai? Ți-a plăcut asta? Bă, puteam să jur că asta face. Deci puteam să îți jur că asta face. Eu nu știu ce vreau să fac. Hai, hai să mergem. Ce dracu? Ia, vrei să-ți arăt? Uite, ia și tu. Ia. Ha? A, îmi spart geamul. Văd că vine poliția după noi. Domnul polițist, n-am făcut nimic rău. Frate, dacă e mașina mea și eu o bubui, de ce n-am voie? De ce să ia poliția de mine? Frate, e mașina mea până la urmă, corect? Lord. Păi da... Că am bubuit-o în public. Mașina. Și nu e a ta mașina aia. A, că era mașina ta. Da, înțeles. Oh, nu, no, doamne. Lord. Bravo, mie. E, nu, că oricum mergem la firmă. Trebuie să intrați cu toții. Ce, de ce îmi dă bază office? Că și eu am birou aici. Băieți, nu putem da remove pentru că interior e misiunea asta. Da, nu, dar veniți încoace. V-am băgat pe toți, sper. Am văzut, m-am băgat cu forță. Eu ne-am prins. Cine te-a prins? Ce? Cică, good to see you, boss. Păi de unde m-ai recunoscut? Eu nu vin așa cu fața asta de câine fiecare zi. Meow. Frate, da, arată ridicol, mai ales pe pentru faptul că i-a tras în ochi și are ochiul roșu acum. Oh my god. Iată pe Mihai Ratonul, furăcios. Bun, hai să vedem vehicle cargo. Limba afară. M-am văzut că e cu limba afară. Mamă, 6 milioane am făcut până acum din mașini, vă imaginați? 6.600.000, aproape 7 milioane. Source vehicle. Hai să vedem. Avem un old timer. E de aia veche. Aoleu. E de aia veche și greu de condus. Se potrivește pentru costumul meu. Da, dar azi... Schimba pe afară, eu nu... Stați că vă iau cu avionul. Cu avionul, doamne, cu elicopter. Volatus Buzzard. Hai cu Buzzard-ul. Că... Să pui și cu avion de aici. Bă, de ce nu? Hydra, de ce nu mă lasă să iau de aici? Că poate să zboare cum vreau eu, nu? Intră decât una mâna în pro. Aaa... Aia e. Că altfel ați imers, știi? Da, păi să mă gândeam. Ia să vedem. Ce vrea domnișoara asistentă, nici nu pas. Ok, deci că avem detaliile la mașina asta. Ne-a dat o poză. Aaa, iarăși cu poză. Oh my god. Păi nu mă că e aici. Ți-am pus pe ți-am pus punctul pe hartă. Bă, ne luăm loc. Bă, nu. Săriți acum. Rap. Ăsta vrea bătaie. Ăsta vrea bătaie. Nu știu ce facem, ok. Mamă, unde m-a dat? Stați așa că pot să comand eu repede buzzard. A dat pe terenul de golf. Hai că iau buzzard-ul și vă iau din nou. Dar care a tras? Țineți minte numele. Ceva cu A. Îl mănâncă rău de tot pe ăla. Că dacă termin eu misiunea asta, zic și-i fac. Vedeți că e unul roșu rău de tot pe hartă. Mihai? Da. Mihai Hydra, eu zic. Vino repede, vino. Vrei să-ți chemă o Hydra? Cheamă-ți o Hydra, Mihai. Hai să văd. Și hai să nu furăm mașina până că nu suntem siguri că avem tot suportul. Ar trebui... Fur eu mașina... Și... Nu. Fiți atenți cum facem. Mihai cheamă-ți Hydra, te las la Hydra. În momentul în care Mihai are Hydra în aer, mă duc să-mi iau și eu Hydra. Două Hydra în aer și pisica fură mașina, ce ziceți? Ok. Pentru că n-am încredere în ăștia. Mai e față pe dreapta, e acolo la por jos. Unde sunt elicopterele. Încerc să merg așa din ochi, să văd. Fix în partea aia. În partea aia dreapta. Stați așa să scot punctul de pe hart. Da, e unul roșu. Am zis că e. Am văzut. Da, și zic două Hydra în aer și după aia fură mașina. Că nu dispare mașina, n-avem timer acum. Da, n-avem timp, deci. Ah, dar e mașina de aia puturoasă. Știu, e de aia veche, rău. De gangster. Parașutează-te? Nu. Hai să văd dacă i-a dat-o. M-a apărut avionul, cu toate că... Mi-apare aici că e pe hartă, dar nu se spanează, gen. Dă-te jos. Gata, uite în spatele lui. Bun. Acum eu o să trebuiască să las... pisică, tu iai elicopterul ăsta. Tu ai să ai elicopterul, da? Da. Deci elicopterul e al tău. Eu o să iau alt elicopter... de fapt, stai mă, că nu pot să-mi chem Hydra, nu. Pisică, dă-te jos din ăla. Ia-ți un elicopter de aici. Elicopter random. Pentru că eu nu pot să chem Hydra dacă... Da, nu pot să chem Hydra dacă am ăla scos. Și ia elicopterul și du-te la aia. La mașina aia pe care trebuie să o furăm, da? Bine, și stau din umbră și apoi... Și stai din umbră și în momentul în care eu am Hydra, atunci abia... Sper să ajung cu bine.
Haide. Ești bine, că ai un elicopter. Nu știi să-l pilotezi? Hydra. Ce, cum arătezi eu așa? Mi-a dat-o pe aeroport. Dar suntem aproape de aeroport oricum. Nu văd pista de aterizare aici, așa că ok. Oricum, duceți-vă, îndreptați-vă spre mașină. Nu intrați până când nu am Hydra în aer. Ok, și mă anunț când ești mai aproape. Și oricum o să dau ghost, să mă... dar să fim pregătiți pentru orice. Ați văzut și voi, ăștia trag random în tine și mori. Să duce mașina... E unul cu o mașină specială. Nu, să fie sănătos. Noi trebuie să furăm pe asta și să o ducem în siguranță. Hai că mă urc acum, Hydra. E unul cu avionul în aer. Ce avion are? Eventual faci... civil ceva, că e al... Nu e Hydra, nu? Sunt în aer. Vine. E avion de la Len, cred că face misiune. Să-l bubui? Nu, lasă-l poți. Momentan. Aduce mașina asta în siguranță și pe aia vedem. Care avion de la... Mai știi când făceam misiunea aia de trebuie să-l lași marfă în zone roșii? Aha. Cam aia mi se pare. Lasă să ne facem treaba noi acum și după aia. Da, poți? Da, poți, că am și eu ăsta în aer. Să-mi zici când intri în mașină ca să-ți dau ghost, da? Stai că m-am aruncat cu parașuta. Deci am ghost, am ghost-ul pregătit. De acum... Îmi zici când ți-ai luat mașina ca eu să dau ghost să te ascund. Mamă, dar ce misiune imposibilă faci. Bă, trebuie să avem grijă. A intrat lumea pe sesiune plin. Da, se da. Se fac crate-uri, se fac... Hai pisica, ai luat ăla? Nu, acum aterizez cu parașuta. Da, okay. Da. Hai că am dat ghost-ul. Ai 3 minute la dispoziție. 3 minute, două un spanac, o iau eu. Hai. Oh, am bombă. Dă-i viteză, dă-i viteză, dă-i viteză. Bag piciorul. Dai că noi stăm în aer și o să te păzim. Doar mergi drept. Ok? Încearcă să faci accident. Atâta. Și ține-o la viteza aia, peste limită. Nu-i dai viteză puțin, mare. Nu prea mult. Nu-i dai maxim, ca să nu faci accident. Și mergi și Mihai, du-te în fața ei. Curăță drumul dacă e. Îmi bag picioarele. Și prima ei bombă. Dacă drumul până aici e drept, dacă îl ții peste. Ține drept înainte, ai drum drept până în capăt. Ai grijă la ei să nu-ți tragă în față. Tot. Noi stăm pe aici și verificăm drumul dacă vine cineva, dar nu vine nimeni. Uite, a apărut ăla cu avionul. Fie sănătos, n-avem treabă cu el. 2 minute turbez aici, minuna, cât un purice. Oricum ești ascunsă pe timp de ghost, așa că e ok. Pe timp de ghost și după ce fac, Max? O duci la garaj. O duci la garaj și deja te duci spre garaj, adică unde sunt eu garajul. Nu, no, dar oricum e ok. Doar ține-o peste viteză, peste limită, da? Ei, sunt full. Nu, da, bine, nu te duc chiar full, că după aia n-o să mai ai stradă. Da, și va trebui să virezi mai agresiv. Va trebui să virezi și o să faci accident. Poți să iei pe autostradă. Poți să mergi drept pe aici. Nu, pe aici. Unde vrei tu, oricum e liber aici momentan. Keep it up. E minus jumate. E ok. Te descurci. Mai că bine. Noi stăm și ne uităm pe hartă să vedem dacă e cineva în jurul tău, dacă îl dăm jos, știi? Asta e faza, te păzim. Pătești la țară. No, n-ai cum, ești la aeroport acum, dar vezi aici aeroport. O să fie o cotitură în față, dacă nu mă înșel. Trebuie să ai grijă să ții viteza și la cotituri. Nu, no, nu, no. Ai un bip. Are un... Da. Nu, e liber oricum aici, e ok. Da. Cât mai are? 16 secunde, ok. Da. Mai are puțin și pe aia o să poți conduci normal. Da, puțin, mai am 10 secunde sau... Nu, se deză... Lai ghost-ul. Lai ghost-ul, nu, mai ai 3 secunde. Ține-o bine și nu o să bubuie. Gata. Acum ai terminat. Acum, practic, poți să te duci la garaj cu ea. Vezi, garajul e exact aici, lângă noi. Bă, îl dau jos pe ăla, că vine încoace. Băi, avion civil, nu cred că ar să-i facă. Faci și spatele lui. Uite-l. Da, e profesionist. Dă-l. N-ajungi, e prea departe de tine. LOL, what the fuck? LOL! Ce? Cum a luat foc, ești nebun, ce-i dat? I-ai dat o rachetă? I-ai dat o rachetă, una și a doua. LOL. Dar a bubuit așa ciudat, straniu. Da, mai am un elicopter, mă duc să mă distrez cu el. Dă-i. Mă zis pisica. Sunt exact deasupra ta. E Max deasupra ta și eu sunt mai în zonă pe aici. Tocmai a decolat unul, vezi că în stânga e garajul, să știi. E unul cu avionul iar în spate. L-am văzut, nu știu ce face. M-a dus pe el.
Mamă, cum stați așa? Mă simt atât de protejată. Vezi că vine cu avionul ăla, nu știu ce face. E tot misiune ceva, cred. Picaj la 90 de grade. E Hydra? Nu. Prea târziu. Bravo, pisică, bravo! Sunt mândru! Te-ai descurcat. I-am luat avionul. Bravo. S-a aruncat din avion, dar n-are și... Unde e el, vezi? A murit. A căzut când s-a aruncat din avion, okay. De părăște. Dar ce, mă, e un challenge, mă, de-aia fac, de-aia știu să-și iau ăștia avioane, vezi? Dar la cu elicopterul e straniu. Ce face? Că nu-l văd, nu-mi dau seama ce face. Aaa, e departe. Semnalul se aruncă. De partea rău? Da, e la Hollywood. Până... Ce faci, Mihai? Fac un picaj interesant. Da, bă, sigur mai avem mașini, că eu nu mai văd niciunul vizibilă. Era să mă prăbușez. Am vrut și eu să fac un picaj, dar... Eu am deschis hover-ul și făceam picaj, era foarte ciudat. Frumos, mi-a plăcut, în stil așa am furat-o. În stil. Câtă lume și ce haos era pe să văd. Bă, am avut nevoie de două hidri, n-ai ce zice. Altfel... Îmi pare că ai hidri afară. Ia uite-mă. Ta-na! Ha! Ce fugit ăștia. A? Frumos așa. Băieți, eu nu văd decât o singură mașină asta de înfurat acum. Mă, n-are cum. A, nu ți le arată, mă, dar sunt. Pentru că de trecut și așa ne arăta una singură, am impresia, și aveam 5. Mai țineți minte? Uite una asta din stânga. Asta e aia nouă pe care am luat-o acum, dar... Ia destul și cineva vehicul? Cică? A venit cineva afară să ne bubuie? Dar nu e nimeni afară. Dar mi-a zis că cică ne pare rău, dar... Și mi-a dat și o sărută. Poate ți-a alunecat... Nu cred că a pățit nimic, mai... Nu, nu. Într-o mașină și... Nu, mă, avem 3, avem fix 3. Ok, Ghost este? Nu le ducem acum, n-avem Ghost. Nu le ducem acum pentru că dacă le ducem, voi vedeți ce e pe serverul, nu? E numai haos. Da. Fără Ghost ar fi un haos și mai mare. Poți să le pierzi pe toate 3, așa că mai degrabă... Și te-ai dat afară. Da, bă, lol, ăla e a meu. Da, nu cred că unul ca s-a lovit de o mașină și a bubuit. Păi și unde e bucățica? Da, exact. Nu mai e nicio bucățică, a rămas fără. Am manetat-o. Cățelul zburător. Ia, mă, urcați-vă pe ăsta, hai. A venit de la fiare vechi și l-a luat. Da. Ia să te văd, mă, hidruță. A? Ce părere aveți de chestia asta? Aha, uite ce echilibru. E relaxant. Vă place? Da. Dacă vă urc așa ușor, merge, nu picați. Merge și peste nori. Da, dar ți-a o oră să mai ajungi peste nori dacă faci asta. Nu, o oră, dar bă, ți-a vreo 2 minute. Ce față ai? Am mutat camera și să te pui mai de-aproape. Cine? Să fac o poză. Max cu fața lui de fac. Uite, șpagă! Ce că șpagă? Sunteți bine? Nu, adio. Este picioare, pisica. A căzut. Mihai, adio! Stai, stai. Adio, Mihai! Ah, Mihai e lipit de ăsta! Nu este lipit! S-a prins de la... Nu, Mihai! Am parașută, Și eu aveam... L-ai venit fix în bot. Da, văzut, aveai ca o săgeată. Asta am și vrut să fac, vreau să-l arunc așa, să fie... Să fie aruncat cu stil. Bun, hai să facem și o cursă, vreți să ne băgăm la o cursă? A luat cineva foc, cine a luat foc? Mihai! Decorator în flăcări. Mihai, ești în flăcări? Ți-e cald? Nu, în flăcări. Arzi, pisica, arzi. Hai să vedem... Pisica nu arde! Uite-te, am ieșit din foc. Rocket Voltic, hai să vedem un Rocket Voltic ceva, dar ceva ce... Bumblebee? Bumblebee. Dar, oricum, fiți pe fază, că nu știu cum o să intrăm. S-ar putea să fie iarăși curse pline de oameni și trebuie să vă dau invitație rapid. Deci, da. Arci nu iau damage. Da, trebuie să vă dau rapid. Lol. Uite-te, vreau... Haideți repede, că nu sunt eu hostul. Da, e altcineva hostul. Aș vrea să mă urc pe aripa aia de la Hydra. Din păcate, asta e faza cu cursele, dacă vrei. Lol. Uite, m-a dat afară. You have been kicked from the job. Frumos! Și tu prietenii și pe mine. Ok, atunci facem alta pentru că... Da. E bine că l-a dat pe toți pe sesiune aici. E mișto că vrei să faci o cursă, dar nu poți pentru că altcineva a făcut-o.
Păi bun, da. Și totuși... Te bagă cu un de-asta care te dă afară, adică. Da, și totuși vreau să fac și eu o cursă, adică mă lași. Vreau să joci numai cu prietenii lui. Dar cred, puteți să dai invitație și să nu mai dea să mai intre cineva. Să blochezi de matchmaking-ul, da. Bumblebee. Hai că fac Bumblebee-ul din nou. Hai frate, iarăși îmi dai kick, ia să văd. Dacă... Ei, dacă... Mă bagă... Uite, nou activ... Acum m-am băgat host. Dacă îți dă kick, mi se pare că nu mai poți să dai gen pe aceea și... Foarte bine. Da, cred că da, mă. Nu, dar nu mi se pare corect deloc. Adică, frate, vreau să mă joc cu prietenii mei. Bun, m-ai băgat într-o sesiune random. Dar lași pe ăla să-mi dea kick. Păi da, pentru că ăla nu a selectat să nu intre nimeni. Na. Na. Că vrei să joci doar cu prietenii tăi? Matchmaking closed. Simplu. Și nu-ți intră nimeni pe sesiune, știi? Cam asta e faza. Dar mulți nu-și selectează și rămâne așa și intri cu ei și îți dă kick. Asta e. Bun, hai să vedem cursa asta, Bumblebee. Că e destul de șmecheră. Eu o să-mi schimb costumația. Uite așa. Uite cum arată, ce păr ai pe piept. Perfect. Dar zici că ai tuci în cap. De la ready. Nu, nu, că mi-a scos. Aia pentru motocicliști. O bag, am impresia. Asta e cu tunelurile alea care sunt foarte... Biase. Da. Deci o să dau multe failuri, dar știu din start asta, sunt pregătit. Nu contează. What? Ah, ok. La, e Bumblebee pentru că e negru cu galben. E ca o albină, știi? Albinuță bzz bzz. Aoleo, albinuță, ai grijă, Mihai. Bă, Mihai, băi. Fuck. Vai de mine. Vai de mine cum e cursa. Mi-e frică să nu dau cuiva flacără să-l întorc, aiurea, știi? Aoleo, Mihai. M-a aruncat. Unde? S-a împărtit Mihai. Am redresat. Aoleo. Ah, s-ar fi Max, îmi bag piciorul. Mama, ai dat buza la limită, bă, nebunule. N-aveam de unde să știu. Uite, vezi, asta nu-mi... Asta nu-mi place pentru că n-am de unde să știu când dau boost, dacă e cineva... Dacă... Eram în spate, am făcut faza. Bum, gata, stop. Aha. Ai comis-o. Da. Comis-o. Chiar am comis-o. Am comis-o și eu odată, stai calm. LOL, what the fuck, pisică? Pe unde? Ah, m-am dus aiurea. Am dus aiurea că a intrat în pisica, că era în drum. A intrat în pisica? Da, am intrat în pisica. Ia-o. Aiurea că nu m-am mai putut redresa de la faza aia. Hai să vedem dacă reușesc să nu iau DNF totuși. Știam că tunelurile astea sunt aiurea, dar na. Și care-i faza? Gândiți-vă că noi suntem gen 3. Cum e cu cursa asta cu 16? Da, asta vreau să știu și eu. Cum e cursa asta cu 16 oameni? Nu vreau să știu. Gândiți-vă puțin, o să... Deci nu știu, e făcut special ca să te accidentezi. Și e și dificil de o cursă, nu e tot mai ușoară. Yeah. Oh my god! Dacă uite iarăși intru în pisic. Aha. Opa. Pisica s-a învârte, te face breakdance. Da, plus 25 RP, bravo pisica! Da, ea face, face pisica experiență. Pisica joacă la RP, nu joacă la... Da, da. Joacă la DNF, pisica. Aoleu, cum e tunelul ăsta? E flip de ăla ciudat, te dare da, creierul. Știu. Gen, te întoarce. Zi mersi că nu suntem mai mulți în același loc când faci flipul ăla. Ma. Dar aici dacă n-ai boost, cazi. Cam da, și eu pierduțeam, l-am dat foarte multe, deci am crezut că... Pierzi tracțiunea. Pici. Mie mi-e frică pentru că mă urcă pe perete, știi, când bag boost. Și în momentul ăla pleacă spatele, da, și dacă dai boost nu te ajută prea mult, mai rău. Nu te ajută, pii, ce aiurea, că așa am picat și eu doar. Hai, pisica. Bumblebee, deci acum suntem într-o albinuță. Opa, opa. Ce face boost? Boost în aer. Cel mai mult îmi place să dau boost în aer. Frate, dacă mașina asta ar fi așa să dai gen boost nelimitat în aer, când vrei, când vrei tu. Da, ce mișto ar fi. Ar fi puțin prea open, cred că ai putea să știi. Bine, de fapt, tu care ai putea, probabil toată lumea l-a folosit abuziv și ar pierde control foarte des. Cum ar fi să ai o mașină, la fel ca asta, doar că să poți să dai boost nelimitat și să-și deschidă și niște aripi când vrei tu, să poți să o faci avion. Și ca să fie echilibrat jocul, dacă bubui mașina, ai pierdut cursa. Gen să n-ai respawn. Bă, da, dar nu mă refer doar în cursă, gen să o ai și așa. Să te joci, să te joci cu ea, gen în free roam. Gândește-ți, ai o mașină și gen când vrei tu poți să decolezi. Să deschizi așa niște aripi.
Mă, mi-ar place la nebunie o mașină de genul. Bă, nu e imposibil de făcut pentru ei. Mă gândesc, dar uite, nici nu mă gândeam că o să bage mașină cu rachetă. Când am auzit chestia asta, am zis, sigur e o minciună. What? Da, pentru că văzusem un leak de ăsta, știi, cineva spusese înainte de lansare. Un om random, știi, adică da, a știut el ce a știut. Și zic, bă, am văzut fișele, probabil. Nu, da, și zic, bă, nu cred așa ceva, nu, adică da, sună prea ciudat. Și zic că a făcut New Personal Best. Da. Păi da. Lungă, s-a descurcat. Cursa. Este, este. Iar avem două lapuri, adică am trecut deja al doilea lap. Virează. E, tunelul ăsta aici e problema. Îmi plac cursele astea noi cu mașini. Sunt, sunt mișto. Și mie. Adică, eu în opinia mea, cred că astea de stunturi astea trebuiau să fie de la bun început. Știi? Cu mașinile astea. Dar sunt mișto toate, sunt și alealte care au mașini normale, sunt și alea sunt faine. Astea mai noi am văzut că le-au dat tot așa cu rampe, le-au făcut și ele mai interesant. Da. Astea așa simple, prin oraș. Au băgat posibilitatea să faci curse custom, da, custom cu asta. Cu... Da, 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 sunt. Cu mașini speciale. Au început să apară, au început să apară, da. Poate ne uităm și la de-alea, o să vedem. Faza cu alea custom e că nu sunt testate oficial, deci poate face un o cursă care nu poți să o termin niciodată. Yeah. Și n-ai de unde să știi, știi? Și e cam, da, trebuie să le testăm înainte să filmăm cursele alea. Da, știu. Așa, la astea știu măcar și la Rockstar Creative și la Rockstar Verified, știu măcar că le-a verificat Rockstar. Și sunt bune, nu sunt... Nu poți să termin cursa, da. Nu... Să dai 6000 de fail ca să termin un lap. Da, chiar, la Rockstar Verified nu ne-am uitat să vedem dacă au băgat ceva nou. Că le mai bagă din comunitate pe alea care sunt mai mișto. Da, din când în când, da. Ah, interesant atunci. Da, trebuie să ne uităm și la alea să vedem. Aoleu, iară, lupul ăla. Da. Am boost, boost. Așa. Eu merg numai cu boost aici. A, bă, nu. Sunt unele zone unde trebuie să nu bagi, dar... Același lucru ai făcut. Ce ai făcut? La da, același loc. Dacă ai zona aia acolo și nu bagi boost, trebuie pitch. Să te urci pe perete. Nu trebuie. A, acolo. Mam. E dependentă cursa asta de niște faze, adică chiar trebuie boost, altfel nu cred că poți să treci cum trebuie. E să faci accident foarte ușor. Ceva de genul. Boom! Acum să vedem dacă ia pisica DNF. Ha? Oare va fi DNF pisica? Pustunaie! Aflați în episodul următor! Pauză! Puștar! Mirează, 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 așa, pus! Mamă, frate! Te văd, ești pe partea cealaltă de mine. Da, am greșit acolo la început și da, la cursele astea și ai greșit-o nu prea... Bine, ai greșit-o când erai în față, probabil. Gata, termina, Mihai. Bă, ce pot să zic, am greșit-o și acolo, m-am învârtit, m-am dus naibii, greșit. Și acum să o vedem pe pisica dacă reușește. Nu reușește, nu va reuși pisica. Nu știu, nu știu ce să zic. Nu va reuși. După virajul ăsta, parcă e finish-ul pe motor checkpoint în față. Nu e, nu e. Mai are virajul ăsta. Mai are cu un loop. Ha, mai are săritura. Uite, aici în față e. În față e, da, da, nu știu dacă ajunge. E la limită. Dă-i boost, dă-i boost. Tipic. La limită. Dă-i, 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 dă-i. Aaaa. Bă! Frate, exact în fața finish-ului. LOL, frate, ești nebun. Mă așteptam adică să-l ia pe o secundă, gen, zic, mă, să vezi că-l ia. Dar mașina asta că a trecut de finish, adică... Da, da, fizic, dar timpul s-a încheiat înainte să ajungă ea la finish. 0-5. Dar, oricum, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!